Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean. Invitatul emisiunii noastre de astăzi este nimeni altul decât domnul Dimitriu Dan, cunoscut romașcanilor ca un mare cunoscător al trecutului nostru istoric și cultural. Bine, bună ziua și bine ați... Să rămân la dumneavoastră și distinților dumneavoastră telespectatori. Și vreau să mai spun, un născut a romanului, trăit, crescut în acest dulce târg a romanului, pentru care am deosebit respect și stimă. Domnule Dan Dimitriu, ne-am întâlnit astăzi pentru că mi s-a părut că ne-ați propus o temă extrem de interesantă, a ceea ce s-ar putea numi inadecvarea în cultură. Spuneți-mi de ce ne-ați propus asemenea temă, ce v-a determinat să ne propuneți o asemenea temă, pentru că este știut faptul că municipiul nostru este un oraș încărcat de istorie, de o istorie multiseculară. Orice metru pătrat din orașul acesta al romanului este încărcat de istorie, doamnă. Deci, pe orice pătrățică de trotuar din orașul roman, din municipiul roman, este încărcat cu istorie. Și atunci, bineînțeles că am obligat de anumite sentimente, trăiri pe care eu le am, nu pot să accept anumite inechitalități din raportul de cultură, de istorie a târgului roman. Sunt persoane în roman care își arogă anumite drepturi pe care nu le au. Și printr-o formă de subtilitate trec de la o formă la alta, pentru că asta este tipic la neamul românesc, gustul de a deveni mai mare decât este plăpumiara. Haideți să facem referire la concret la ceea ce doriți să criticați, pentru că aici noi știți foarte bine că eu nu fac propagandă nici publicitară, nici politică, nu sunt adeptul niciunui partid politic, nu sunt îndoctrinat politic, iar ceea ce fac este pur și simplu din stima și respectul față de orașul roman și față de locuitorii acestui ținut. Muzeul din roman, complexul muzeal din roman, este fără discuție un lăcaș de unde se propagă către comunitate cultura în roman, da? Cultura, actul de cultură, bine, nu numai acolo, dar se propagă, da, dar actul de cultură. E un centru important de propagandă a culturii în acest oraș. Corect. Iată că s-au împlinit 624 de ani de la atestatul al târgului de jos, adică a orașului, a târgului romanului. Dar trebuie să stimulăm că prin descoperirile istorice și izvoarele istorice, romanul este cu mult mai vechi, cu cel puțin 2000 și ceva de ani mai vechi. De fiecare dată la complexul muzeal din roman se marchează această zi cu lucrări științifice de mare ținută, vin din toată țara, vin din toată țara, da, personalități care, da, comunică. Toată stima și respectul pentru asemenea personalități. Așa s-a întâmplat și în ziua de 30, dacă nu mă înșel, da, 30 martie, lucrul acesta. Vorbiți-mi un pic despre această manifestare ca să ajungem la ceea ce vă doare, ceea ce dumneavoastră ați numit inadecvarea în cultură. Da, să luăm de la A cu A, să începem de la A la Z.
Într-adevăr, personalități deosebite care au vorbit atât despre istoria târgului, cât și de cultura târgului. Ori a apărut, și aici a fost durerea mea cea mai puternică, când anumite personalități a târgului recunoscute la acest simpozion au participat atât din partea arhiepiscopiei, atât din partea primăriei orașului Roman, a Consiliului Județean, al Muzeului Județean de Istorie, al Ministerului Culturii, Ministerului de Cultură, pe urmă reprezentant UNESCO, da? Care domnul Filip, da, care a venit de asemenea, de asemenea muzeografie, oameni de profesie, oameni care au o experiență în trecutul și în istoria târgului Romașcan, profesori universitari. Ori pe lângă lucrul ăsta, ce m-a supărat, pur și simplu m-a supărat, când văd anumite aduceri la cunoștință de, și de ridicarea unor persoane care încă nu au acest drept de a li se aduce adulații și fel de fel de laude. Deci faci un laudacium de acord pentru anumit lucru pentru care acea persoană este și merită acest lucru. Și m-am referit la doamna profesoară și îi port o deosebită stime doamnei Ursache Minodora. Ori în clipa în care a introdus un raport de prezentare la bine, târgului, a avut două intervenții. Nu știu, prima intervenție, jos pălăria, a fost de artă, de bele artă, de bele arte, jos pălăria. A discutat despre o mare personalitate, exact, interbelică. Categoric. Nu caut acum să dezvolt, dar m-ați rugat să intru la obiect. Ei, m-a deranjat în al doilea lucru și nu era cazul să ridice în acest simpozion meritele așa deosebite a doamnei Emilia Susuianu. Care... Poate romașcanii, dacă întreb, habar n-au. Exact, dar nu asta. Dom'le, am toată stima și lucrul ăsta mă deranjează, că văd acum pe Facebook că a început să-și facă o prezentare, că are cineva cultura cu acest... Că va suferi cultura, este un atac la cultura romașcană. Nu este adevărat, nimeni nu s-a legat de cultura romașcană, nici de cultura pe care o prezintă dumneaei și nivelul de cultura dumneaei. Pe noi ne-a deranjat faptul că se amestecă la nivel istoric, deci în raport istoric, istoria bibliotecii municipale George Radu Melidon cu ONG-ul în nume propriu George Radu Melidon a doamnei Țuțuianu. Deci n-am nimic personal cu doamna Țuțuianu, ci și-am pus întrebarea de a nu se mai între ghilimele să se aducă adulați, pentru că nu are nimic comun George Radu Melidon cu biblioteca George Radu Melidon, ONG-ul mă refer, condus de doamna Susuianu. Și am întrebat și am pus pe bună dreptate întrebarea, cum, pentru că aici este un conflict de interese, doamnă, cum poate un ONG, ea lucrând în cadrul bibliotecii, mai ales și aici vreau să aduc la cunoștință romașcanilor, că în clipa în care a fost pusă întrebarea la biblioteca George Radu Melidon să fie restaurată și îngrijită pentru că era istoria neamului și entitatea orașului Roman. Și a fost o clădire, luptă pe viață și pe moarte cu un grup de interese de, care se opuneau. Noi n-am făcut politică și știți foarte bine, doamna Ordean, că cu dumneavoastră, cu domnul profesor Dobreanu, cu domnul inginer Boris Cepalis, cu domnul profesor Adamovici, cu părintele Cornel Paiu și subsemnatul, ne-am bătut pentru a obține fondurile de la Consiliul Județean și de la Primăria Municipală. Nu e vorba de când ne-am bătut noi pentru fonduri, că asta nu, nu este. Nu, ca să nu se... ne-am bătut noi ne-am bătut ca pentru... să treacă proiectul de hotărâre, exact, de hotărâre prin care se putea
ocupa și să se... Se putea aproba, deci ca să se... Și să se lege de reconstrucția și de restaurarea acestui imobil. Da, ca să poată intra în restaurare, avea nevoie de aprobarea Consiliului Local. Ori atunci era un grup de consiliere, era PNL-ul în asociere cu USL-ul. Știți foarte bine lucrul ăsta, că am participat la... În spate deputatul Ursărescu, care avea interesul să nu treacă acest proiect, având ca și contrapondere acea idee că banii aceștia n-ar trebui dați pentru spoirea unei clădiri pentru o clădire, așa, da. Și pentru reabilitarea și izolarea termică a blocurilor din Mihai. Da, și era în stare să o dărâme și să construiască chipurile în alt imobil. Știți foarte bine că m-am luat și am întrebat atunci pe o distinsă... A fost o campanie de 3 luni de zile în care... Non-stop, așa. Și am întrebat atunci o consilieră din Roman, și când am întrebat-o, când am făcut lobby pentru anumite imobile din orașul Roman, în America, în Australia, în Africa de Sud, am cerut bani și a spus, a recunoscut ființă, nu. Și atunci, același lucru, pentru că noi eram atunci considerați într-o așa numită, într-un grup de al reprezentanți al societății civile la vremea aceea. Da, sau ori... sunt 8.000 de semnături, dacă ne-am bine. Exact. Bun, nu acest lucru se pune... Și acum, nu se pune, pentru că în cazul acesta, în clipa în care s-a restaurat această bibliotecă George Radu Melidon, acum se doresc ca, în Roman sunt peste 100 și ceva de ONG-uri. Nu, să pornim concret. Dumneavoastră ați aflat și între normal, timp am primit și eu confirmarea pe bună dreptate că doamna Țuțuianu are pretenția să obțină în acest imobil un birou sau sediul acestei ONG. Unde să obțină sediul acestui? Nu e aici, normal, nu e firesc. Dumnezeu s-o ierte, a făcut o greșeală. Doamna Vega, că de aia am spus să nu călcăm peste cadavre. Așa, da. Pentru că dumneaei n-ar fi trebuit să permită. Oricine poate să corect, așa este. Bun, acolo... Este o societate comercială coordonată strict pe principii comerciale. Și atunci... Da, dar aceea a fost un accept pe o perioadă determinată. Determinat. Nu nedeterminat. Dar nici asta nu trebuia, că putea să-și o facă foarte bine la dumneavoastră acasă. Că categoric, sau în altă parte. Da. Ei, lucrul ăsta m-a deranjat și mă deranjează. Și atunci ar trebui ca toate ONG-urile, dacă îi dă un loc în acest... Sunt 103 din câte și atunci stau și întreb de ce ne-am zbătut pentru acest imobil. Nu-i vorba rămâne de asta, bibliotecă este... sau... Și mai e ceva, doamna Ordean. Eu sunt un om foarte deschis și m-am interesat. Am întrebat și comunitatea armenilor dacă este de acord, cum i s-a dat permisiunea să folosească numele acestui mare și ilustru George Radu Melidon, fiind armean, să fie folosit într-un ONG. Pentru că lucrul ăsta trebuie dat. Așa cum la arhiepiscopie să dă binecuvântare, așa și aici trebuie să se dea. Eu nu știu dacă aici... Păi da, când dai reprezentantul unui și îl vreau eu, Dan Dimitriu, să-l trec pe nu știu cine în ONG-ul meu, trebuie să am acceptul, doamnă. Altfel... Nu, dar stați un pic, cum să-l treceți în ONG? Că a luat denumirea de George de Melidoniu revista. Exact. Nu de Melidoniu. Însăși biblioteca, domnule. Și ONG-ul ei se cheamă George Radu Melidoniu, se cheamă ONG-ul Melidoniu, tot. Hai să fim. Și atunci n-am nimic, revista-i treaba ei, jos pălăria, stimă și respect pentru asemenea revistă unde participă oameni deosebiți de seamă, n-am nimic cu revista, dar nu să amestece că ne legăm noi de revistă. Nu, mă leg de acest ONG care nu are, deci are acest... conflict de interese referitor la este tocmai, mai avem și asociația Clepsidra, este o asociație. Da, și noi ne ducem să cerem, dăm domnule acolo, puteam să fim înziguiți, ne-am zbătut pentru această clădire, da?
să mă duc să-mi spun, domne, vreau și eu un birou acolo, un sediu bibliotecii George Radu Meridon, că ne-am zbătut pentru acest imobil. Sau un birou în casa Mareșal Prezan, unde este acum pașapoartele și pentru că și aia ne-am zbătut pentru ea. Comunitară. Sau la corpul tehnic, sau la fostul cinematograf Victoria, fostul... Unde este casa aceea? Acum e în ruină, din păcate. Nu mai este în ruină, este făcută de primărie, halal de primăria și de conducerea primăriei Roman, care a intervenit și a restaurat fostul cinematograf Juvarț și a făcut casă de ajutor social și e ceva deosebit acolo. Și cum a reușit să salveze atâtea clădiri în orașul Roman care erau puse pe distrugere. Cum ați aflat de această intenție și păi de intenția, doamnă, intenția în clipa în care doamna Ursache se ridică și începe să-i facă laudațiu, pur și simplu așa m-a trecut pe coloana vertebrală. Să domnule, că e ceva, e putre din Danemarca. Și m-am ridicat. Și am spus, doamnă, nu călcăm. Acolo este și meritul doamnei Vega și n-ați pomenit lucrul ăsta. Înțeleg, îi faceți laudațiu acestei distinse doamne, între ghilimele doamna Țuțuianu. Dar hai să vedem, chiar merită în totalitate? Nu, mie mi s-a părut inadecvat poziționarea ei într-un șir întreg de personalități. Pe urmă am observat ceva, uitându-mă în Wikipedia, văzând, sunându-mă, am atâtea cunoștințe în țara asta și în lume și în diasporă. Dacă vreți să vorbim de diasporă, păi îl aveți pe Dan Dimitriu, care e umblat în lumea asta și am avut de-a face cu diaspora. Păi mă sună din America și îmi spun, cine e acolo, domnule? Deci cine este? Și am zis, domnule, eu, doamnă, hai să o lăsăm. De unde atâta doamna culturii romașcane? Sunt atâția romașcani plecați din orașul roman. Păi încep să se întrebe, stai o leacă. Păi, sau, să vedeți, am citit de domnul... și am dat telefonul domnului Dan Blidereșanu de scriitorul Bratu și scrie acolo că e consternat și el de auzirea că un grup din Roman este contra revistei, domnilor, dezinformare totală, domnilor. N-are nimeni nimic cu revista, domnule, hai să ne înțelegem bine. Revista este de nota 10, cu excepție. Dar ca prezentă, ca nume, dar restul sunt cei care participă și editează și își prezintă în această revistă. Dar nu amestecăm, domnule. Nu are nimeni nimic cu revista și nu are nimeni nimic cu cultura romașcană, dar nu poate să-și aroge bine, dreptul că ea este cea mai cultă persoană, deci restul tot sunt la pământ. Aici mi s-a părut e dureros, o mare greșeală a doamnei Musachi pe care chiar n-am înțeles-o, de ce vrea să se promoveze, nevoie. Foarte bine, să poate, lasă-o să o promoveze alții, dar să o promoveze în raportul, nu eu te promovez sau să editezi ceva, tu mă încep să mă ridici în al nouălea cer. Deci vorbiți despre faptul că se spune că doamna Ursache și-ar publica o carte la... Păi nu spun, ferească Dumnezeu, n-aș putea că n-am acest dat, dar poți să tragi orice fel de concluzie. Se poate trage orice. Dacă se ajunge în halul acesta de adulare, de acum, de exact nici la faraon, nu se face ca în felul acesta, că nimic nu este, nu se poate. Sau cum a făcut, stați-o leacă, sau cum i-a făcut domnul Ștefan Dumitrescu. Și am întrebat și eu, l-am întrebat pe Horia Zilie, am întrebat pe domnul Emilian Marcu, am întrebat pe Lucian Strochi, am întrebat atâtea personalități de la București. Dom'le, cine este acest? Nu cunoaște nimeni. Și atunci cum te poți să faci asemenea? Altceva. Uitați ce frumos scrie aici, în Wikipedia, că rămâi... Domnule... Să-mi transmite când terminați de redactat articolul Emilia Țuțuianu, deoarece subiectul este lipsit de notabilitate și trebuie propus pentru ștergere. Aici iarăși avem de-a face cu un grup de literați care s-au apucat să se promoveze unul pe altul. Toți grămadă lipsiți de urmă de notabilitate. Bun, dar astea dumneavoastră de unde... Din Wikipedia, dați pe Wikipedia cine știe să umple pe calculator și vede, dacă eu greșesc cu ceva, mă tragă de urechi. Ia uitați aici. Emilia, această pagina
pagina a fost propusă pentru ștergere. Wikipedia, enciclopedia liberă. Da? Ce scrie aici? Să arăt camerii? Să arăt, să dăm și la camere. Ia uitați camere. Deci nu bat câmpii. Sunt lucruri reale. Păi cum poți să-mi vii să-mi spui că ești cea mai și cea mai iubită? Păi dacă vă citesc aici, doamnă, să nu rămâneți puțin, dacă Emilia Țuțianu ar fi avut norocul să se nască la începutul decenului 4 al secolului trecut și ar fi deputat după anul 1960, odată cu generația 60, cea mai valoroasă generație de scriitori, după cea interbelică a lui Mircea Eliade, Blaga, etc., astăzi ea ar fi avea prestigiu și opera Anii Blandiana. Păi ce să înțeleg eu din așa, doamnă? Dar cine? Acest domn Ștefan Dumitrescu, mă rog, e părerea lui, să fie sănătos. Nu pot să-i spun. Este publicat sau, în revista Meridonium sau unde? Este în Cronica Literară la volumul de poezie în Amur. Altceva, un poem de mare valoare, este poemul de mare dimensiune joc, pe care Nichita Stănescu ar fi fost fericit să-l fi scris. Păi, domnule, pe ceva care, adică, punem dintr-o treabă în alta, de stăm mintea în loc. Păi chiar în halul ăsta am ajuns. Deci, dumneavoastră, practic vorbiți despre o hiperbolizare a meritelor doamnei Țuțuianu. Eu, sincer, o carte de poezie ca un amurg înflorit pe dinăuntru, Cronică literară a volumului de poezie în Amur, a poetei Emilia Țuțuianu. Dom'le, dacă asta în Amur este așa de tale a Anei Blandiană, o să invit pe Ana Blandiană la roman, să-i spun, dragă, ai o soră geamănă la roman, care nu se poate în halul ăsta, chiar în halul ăsta major. Atunci, personalității, cea mai înaltă personalitate, păi Jora, ce mai vorbim, celibitații, ce mai vorbim, ce mai vorbim de atâta profesor universitar care a plecat din roman. Păi, dom'le, chiar suntem în... Ce vrem să facem? Denigrăm tot ce a fost frumos în țara asta și în orașul ăsta? Ce argumente, că am văzut că după prezentarea acestui referat, doamna Ursache a avut o explicație cu dumneavoastră. Păi am spus, pentru că este vorba... Nu, doamna, pe bună dreptate, a fost vorba de aducerea aminte de doamna Veiga. Doamna Veiga a fost atâția ani directoare la George Radu Melidon, la această bibliotecă, da? Și pe lângă ea au mai fost și, pe că vreau să-i adun, și pe doamna Bartolaș, și pe domnul Ionescu, și pe domnul Gâlcă, deci sunt oameni, pe doamna, era atunci doamna Furduiescu, pe vreme, țin foarte bine minte, a fost o perioadă. Deci oameni deosebiți, personalități... Care a fost procuror, doamna Furduiescu. Da, care a ajuns și procuror, mă rog, acum este la pensie. Da. Deci oameni deosebiți a orașului. Băi, chiar în halul ăsta... Dom'le, eu n-am pretențios, Dan Dimitriu, sunt localnic, n-am pretenții de om de cultură, n-am pretenții că iubesc cultura, e una. Nu mă dau un spectacol că sunt cel mai mare literat sau... Am avut un anticariat, am făcut, mă știe lumea de bun și de rău, dar sunt romașcan și e vorba de orașul roman. Când mă duc undeva, bă, tu ești la Roma unde să dai un spectacol și etc. Nu se poate, domn, nu se poate. Bun, acum bă, ați putea fi suspicionat de faptul că și dumneavoastră... Nu fac politică la nimeni. Când parte din Asociația Culturală nu, Clepsidra... Nu, implic, nu, aici n-am implicat Societatea Culturală Clepsidra. Nu fac concurență. Nu vreau să se interpreteze, doamnă. Deci aici eu aici este strict, dacă nu personal, deci eu personal, Dan Dimitriu, m-am ridicat și personal am vorbit cu doamna Ursache și m-a deranjat lucrul acesta când a afirmat ce a afirmat de acest George Radu Melidon. Punct. Deci ce v-a spus doamna? V-a spus de acest ONG din Biblioteca Municipală și atunci stai o leacătată, ce are Biblioteca Municipală cu ONG-ul doamna Țuțuianu? Asta m-a deranjat. Iar după aceea, când a început să-i facă laudații în personal de cea mai mare om de cultură și sigur că mi-a sărit. Stai o leacă, domne, dar în romanul ăsta nu mai sunt oameni. Dar au plecat un Belausop din roman de aici, a plecat un Jora, a plecat un Desila, a plecat un Garabet Ibrăileanu, a plecat un
cel care, directorul care a murit la liceu, Roman Vodă, a trecut Calistrat Hogaș, fost Dimitriu după mamă, da. Nu mai spun dacă încep să aduc arborii genealogic, deci am, așa, păi am avut la episcopie, păi Cezar, da, nu. Petrescu, Cezar Petrescu a trecut Nae Roman, plecat din Roman, s-a dus Ticlaru, vă spun toată, lăsați-mă încetul că vă spun pe toate personalitățile, Octav de Sila, au trecut prin Roman, deci oameni deosebit, de o altă cultură, Burada, care vorbea că e turc, am auzit și o altă treabă, că e de origine turcă, nu, domnule, e origine greacă, are ceva confluență greacă, el a chemat Teodorachi. Deci Teodorache nu-i numit de turc, scuzați-mă, nici cu numit de Burada. Dar, mă rog, lăsăm oamenii aici, de cultură în perioada, să nu uităm că aici erau și primele cenacuri literare ale socialiștilor. Da, domnule, a fost, așa este, așa este. Veghemorțun. Categoric. Și cu familie veche de armeni, și acest Veghemorțun este armean. La Cămârzan, mănăstirea Cămârzan este făcută de neamurile părinții și bunicii, străbunicii lui Veghemorțun și a lui Costache Morțun, care are aici la Roman legături. De ce credeți dumneavoastră că primăria ar putea fi de acord sau va fi de acord sau nu va fi de acord? Eu nu știu dacă primăria, eu știu că primăria nu este de acord, dar să nu încerce, adică printr-o formă de, știu eu, de forță sau de altă, așa, ca primăria să accepte, că atunci nu se ridică toate ONG-urile și o să-și ceară drepturile prin alte. Nu este vorba de asta, dar mi se pare absolut nepotrivit și ar fi și discriminatoriu. Corect. Păi, de exemplu, și noi ca televiziune, vă dau un simplu exemplu, suntem 4 televiziuni în Roman, da, și televiziunea este un mijloc de informare, de propagare și a culturii și a tot, corect, ceea ce, corect, înseamnă tot ce se întâmplă, informare. Eveniment. Și atunci, eveniment, și atunci, da. Aș spune, domnule, dar dacă îi dai unui ONG o asemenea facilitate, păi hai, primește și cele 4 televiziuni acolo și da, plătește-le din banul public utilitățile. Să nu credeți că nu, dacă unul i-ar fi filat ceva, să, păi, da, te poți aștepta la orice. La noi în țara asta, văd că tot e posibil. Vi s-ar părea normal lucrul ăsta? Nu. Dacă ar exista un precedent, dacă există un precedent, și noi, da, am putea și noi. Dacă există un precedent, și, să poate. Și, domnule, și noi suntem, și atunci ar fi atac la dreptul de informare. Și dar atac noi la cultură. În stare? Nu, dar așa am fi în stare să facem lucrul ăsta? Când noi facem cultură, să aruncăm că se lovește în cultură, pot eu să afirm că s-a lovit în cultură sau se lovește în cultura în orașul Roman? Sau cum se spunea că a fost holocaust împotriva armenilor, împotriva evreilor, sau romașcani a fost un popor și orășenii romașcani de aici, un popor, domnule, care e sociabil, un popor care a acceptat orice lucru. Bine, nu a acceptat să-i sorce în cap, dar restul a fost un popor cald, un popor pașnic, românul prin excelență. Știu că la această lansare a campaniei că cineva ar avea ceva cu actul no, de nu, asta este o modalitate. Nu, no, nu, no, e modalitate de a-și face și, propagandă politică. Au făcut și, au fost câteva adnotări acolo, cum se face, comentarii la asta. Au fost și pro și contra, vorbiți-mi de câteva din acestea, că știu că dumneavoastră le-ați studiat pe toate. Doamne, e firesc ca oamenii, și în special oamenii neinformați, vin imediat, apare repulsia. Dar în clipa în care se lămuresc, își dau seama că și atunci bun, se retrag. Printre aceia am văzut. Păi m-am uitat la domnul Bratu, care m-a deranjat, al domnului Damli Derișanu, probabil au mai multe legături cu revista, dar n-am nimic, am spus încă o dată, nu avem nevoie și nimic cu revista Meriton, care este o revistă bună, ar fi promovează, de cultură, da, jos pălăria, de cultură, dar nu sunt de acord cu adulația, deci nu în suficientă măsură încât să se și facă
extrem de cunoscută. Da. Și v-am spus, noi avem ce așa. Și eu personal, ca om de ca orașul, ce are Melidonium cu biblioteca George Radu Melidon. Ori desfințează numele și revine salariata acestui, ori, credeți-mă, merg până în păzele albe, biblioteca George Radu Melidon este simbol al orașului roman. Punct. Să nu mai bateți. A, nu, nu, adică am zis punct. Punct. Deci nu poate fi. Bun, și ce trecut? Intenționați să contestați în categoric. Instanță numele? Categoric. Este o știre de televiziune aceasta. Da, domnule, vreau bun, să fac dar pentru că dar până acum n-ați știut nu, că ea funcționează nu, de ceva vreme. Nu, pentru că aici am început să-mi dau seama că mâine, poi mâine o să aibă pretenția că această bibliotecă este a ONG-ului George Radu Melidon. Dacă știți bine, în țara noastră, un cetățean, dacă, nu știu, zic în necunoștință de cauză, dacă cineva ia în arendă un teren și îl folosește, lucrează, sau un imobil și ține și stă nu știu câți ani acolo cu chirie, poate să devină peste noapte proprietar. Cum s-ar putea face un asemenea demers de ataca în instanță legitimitatea asta e treaba, abordării. Nu, asta este treaba, este treaba primăriei prin juristul consul. Eu nu știu, cred că ba dacă da, primăria da, pentru că primăria are în nu, dar primăria are în folosit acest imobil. Și biblioteca aparține municipiu roman. Bun, și de ce credeți că trebuie contestat neapărat numele? Nu trebuie contestat. Dacă ea nu are, dacă ea a fost, eu după câte știu și am făcut cercetările, este prin contract determinat, automat s-a încheiat dacă nu a fost renoit contractul de închiriere. Și atunci păi nu a fost, am înțeles. Păi atunci că și atunci la revedere, nu mai are ce căuta că acolo. Primăria n-ar fi de acord. Păi atunci nu are ce căuta acolo. De aici pornind de mulțumirea ei că păi atunci nu are ce căuta acolo. Reclamă pe primar peste tot. Dar poți să reclame oriunde, nu are ce căuta acolo. Și nu credeți că ar putea veni un alt edil mai slab de înger care să cedeze acestei Dumnezeu, șantaj, dar sunt acestui șantaj nu, sentimental? Știți foarte bine cât s-au semnat pentru păstrarea și conservarea acestui imobil. Și 7.000 de 8.000. Păi oamenii aia vin, reprezintă ceva. Nu cred că acești oameni. Bun, nu 7.000, dar 3.000 tot vin și o ia cu. Bun, dar nu și-ar da seama că ce-i deranjează. Bine, categoric că aici nu cred că se va ajunge Dar poți să știi, să-i se aloce un spațiu în bibliotecă, pentru că n-ar fi normal și n-ar fi legal pentru că, iată, unde și are sediu Asociația Culturală Crăpsidra? Unde și noi au sediu, v-am spus, n-am treabă cu Societatea Culturală Crăpsidra. Nu, dar îl întreb și eu. Și-a luat cu chirie un avem o cameră la etajul 2 în corpul primăriei. De ce nu-și solicită și ea? Dar ea vrea ori în acasă să fie, să se creeze deliberat. Exact, e acolo vrea, în bibliotecă. Nu, drag. De ce nu cere în altă parte? Am mai auzit că vrea și în biblioteca casei Hogaș. Păi stai, tata, acolo e altă istorie, e altă treabă. Acolo este sufletul Doamnei. Doamna Jora a înșudat tinerețea și viața pentru obținerea și crearea acelui muzeu și conservarea atâtor probe și atâtor exemple de istorie a liceului roman Vodă. Să vină acolo nu se poate. Nu e cușer. Să-și facă, domne, unde dorește, să-și ia undeva un loc. Cum și-au luat atâția ONG-uri, și-au luat locuri cu chirie sau să-și cumpere, să-și facă un loc bine de treabă. Dumnezeu, probabil că se gândește și la aceste întâlniri culturale, deși eu personal vreau să... Noi nu facem culturi, întâlniri culturale și la hotel, și la... Da, bineînțeles, și în parc, cu multiplex, și oriunde, unde este o sală de conferință, îți poți face, dar de ce muzeai acolo? Și, bineînțeles, cu
acele cheltuieli nu de ritoare de, nu cumva de amesteca George Radu Melidon cu biblioteca și cu ONG-ul să fie totul se creeze poate. Această confuzie. Nu, nu, nu. Asta probabil asta dorește. Nu, nu o învinuiesc, adică nu sunt cărcotați să o învinuiesc. Dar mai știi? Știi ce poate trece prin capul unui om? Bun, cum, de ce credeți că doamna Ursache, care este asta mă un întreb? Om de toată lauda și nu știu, prima dumnea ei... Nu știu, doamnă, dar vă spun cinstit, pe mine m-a șocat, pe mine m-a șocat chestia asta. Și culmea este că am mai încercat o doamnă, doamna Ursache, să o mai facă și la Muzeul de Artă, tot așa la un simpozion și mă rog că... A dat înapoi atunci. A dat înapoi. Ori aici a continuat, deși călca pe... Și credeți-mă, cu părere de rău, n-am crezut în viața mea că se poate ajunge la asemenea lucru. Bun. E dureros? Bun, e trist. În opinia noastră, aici ar trebui să intervină o cenzură, o autocenzură, ca în asemenea nu, doamna, activități în general, publice. În general, deci în general, când este vorba de cultură, vor fi editate, sunt, știți foarte bine, după război s-au editat enorm de multe cărți. După 89, dacă știți foarte bine, legea selecției, legea selecției, acum toți, n-ați văzut și ăștia în pușcărie, scriu opere de artă, tot plagiaturi, doctorate, toți au terminat școli înalte și cu tare, te apucă râsul. Dar toate se selectează, știți cum este, se sedimentează, valoarea iese, domnule, la suprafață, omul care are valoare oriunde. Asta e legea nescrisă. Pe mine atât m-a deranjat, deci nu ca operă, fie sănătoasă, poate să fie cea mai mare a creației universale, nu mă deranjează lucrul ăsta, mă deranjează, nu are ce căuta în fie locul bibliotecii fie Casa Ioachim George Radu. Fie mi-a iertată ignoranța, n-am citit nimic, nu mă pot pronunța, deși ca profesor... Citiți, vă rog, foarte frumos, poate este cea mai bună poetă, nu-i contest calității ferita Dumnezeu, atât contest și în fața ei, și în fața lui Dumnezeu, și oriunde, în fața spectatorului. Nu are ce căuta acest ONG în casa Vasile Ioachim, pentru care noi, romașcanii, ne-am bătut să devină simbolul orașului roman. Punct. Bun. Aici ar fi vorba de o injustiție și la un moment atât, dat... Atât, asta este durerea mea și cine mă aude să tragă concluziile și să... Nu cred eu că primarul va permite lucrul acesta pentru că atunci se vor ridica toate celelalte 103... Dom'le, asta e dorința mea, este vrerea mea ca romașcan și nu vreau ca cineva să încalce niște, așa cum n-aș fi de acord să fie Casa Mareșal Prezan sau cum este acea clădire acum, este vorba de Fundația Miron Costin care trebuie refăcută și restaurată, ca și clădirea al Vornicului Done, al lui Casa lui Sergi Celibidache, care... să fie din nou pusă. De asemenea, mai sunt câteva imobile care trebuie puse pe păgaș și conservate. Păi fac parte din entitatea neamului romașcan, a noastră. Ăsta este târgul romanului, târgul de jos, prin care, de-a lungul istoriei, au trecut atâtea minți luminate. Ca să nu mai spun Macarie, ca să nu mai spun... Garabet Ibraileanu, Otilia Cazimir, Pleiada de frații Teodoreanu, care mâncau la Hascal și la Sternati, la cofetăria Sternati. Aici până și acum nu putem uita de Mauriciu Rigler, de fratele lui, doctorul Rigler, de bunicul lui Constantin Bălăceanu Stolnici, care venea la Roman. După aceea casa a fost vândută renumitului cofetar, Mitică Savin, tatăl cui, profesoare
Didica Mimi Lozinski. Profesor Lozinski, care datorită și-i port memoria acestui om, că datorită lui am făcut primele, dacă țineți minte, filmări cu romanul de altă dată. El este cel care mi-a deschis și mie, că eu am beneficiat și aveam colecția ca să o prezint cu vederea ei, cu totul altceva. Dar meritul de plin, și trebuie să-i dau acest lucru Cezarului, ceea Cezarului, memoria acestui om. Eu nu pot să uit lucrurile astea. Cum nu pot să uit nici de profesorul și scriitorul Silviu Dragomir, care după ce și-a prezentat opera lui, colecția, a văzut că sunt romașcan, colecția lui a îndreptat-o către mine. Și m-a introdus în adevărata istorie a colecționarilor de cartofili sau de cartofilie, adică de vedeți și ce. Sunt lucruri care eu, unul, Dan Dimitru, nu le pot uita. Sunt oameni pentru care mă înclin cu respect și le păstrez memoria. Bun. De ce ați avut această reacție care, din câte ați văzut, n-a fost chiar apreciată de toată lumea? Treaba, oamenii dezinformați nu pot, nu-i condamn. Sunt oameni pro și contra, dar timpul vă scoate la adevăr. Opinia. Bun, opinia acum, totdeauna, nu poți să fii toată să fie sinceră de acord, să nu. Fiu, sinceră să fiu și mie mi s-a părut un pic prea mult ca la un asemenea eveniment să scoți în relief, nu știu de ce a făcut-o doamna Ursache, mi-e greu să efectiv, înțeleg, pe undeva a gafat. Doamna Ursache de data asta a gafat acolo. Nu era, mai nu era ales că prima dumneavoastră comunicare a fost una deosebită. A fost de excepție, de valoroasă. De excepție. Ce-o fi determinat-o să aleagă o figură absolut comună, care cel puțin deocamdată, exact, la ora exact, aceasta exact, nu putem păi sunt atâtea vorbi personalități în roman care merită asta. Și totuși. Da. Au umbrit pe undeva capacitatea acestor oameni deosebiți pe care romanul i-a are și îi dă. Nimeni n-a vorbit de Gheorghe Gheba, care a făcut liceul la roman și a fost un emerit matematician. Culmea este, cât știu de Sergiu Celibidache, în afară de muzicolog și muzician și bătare, a fost unul din cei mai mari matematicieni ai lumii, Doamne. Toată lumea vorbește de, a fost un geniu în timpul tinereții sale, un geniu în matematică. Până și cel care a dat legea, Einstein, a recunoscut că, deci Einstein, prin vorba lui, că Sergiu Celibidache a fost unul din, și dacă continua cu matematica, era departe. Bun, și de aceea dumneavoastră apreciați noțiunea asta de inadecvare? Da, da. Nu era momentul, este la un nivel mai are până să ajungă prin muncă, corectitudine. Dar probabil a vrut să devină peste noapte ce nu este. Bun. Dacă cineva va putea acuza de subiectivism? Să vă rog să mă acuze dacă eu mai sunt subiectiv în treaba asta. Eu, Dan Dimitriu, ăsta sunt. Mă știe toată lumea și de bun și de rău. Iubesc cultura și romașcanii. Și acest lut al prigorilor, această obârștie de unde mă trag. Orașul roman, târgul romanului. Și nu-mi plac veneticii să apuce să dorească mai mult decât li se poate da. De ce ați folosit termenul acesta? Pentru că asta e realitatea. De venetic nu este și el inovat. Păi nu-i romașcancă, dacă ar fi fost romașcancă, ar fi știut să respecte acest oraș. Ori nu, da, l-a respectat. Poate nu este vina dumneaei, poate nici n-a știut că a fost promovată de doamna Ursache. Când văd în Erchibel, când văd peste tot că își promovează oameni ca să o susțină, dă-mi voi. E cultul ăsta personalității, de asta am scăpat în 89. Continuă și după 89? Doamnă.
Hai să... Bun, am văzut acolo că ați adus foarte, foarte multe comentarii. Cum au apărut ele? Ele au apărut imediat după... Nu, o parte au apărut după, dar înainte de timp. Au apărut imediat timp, după manifestarele la Muzeul de Istorie. Categoric și de asta. Da. Deci, lumea vorbește, lumea nu tace. S-a știut pentru că, într-adevăr, costul nostru de televiziune a fost singurul care a filmat în integralitate manifestarea și a ridicat-o pe YouTube și ea a avut chiar... Lumea vede, lumea știe, dar ea caută, și asta e cu părere de rău, caută să mute raportul de George Radu Melidon, care avea cineva cu revista. Nu, revista e revista de cultură, stimă și respect, uite, în fața noastră, stimă și respect față de revista. Dar nu amestecăm revista cu persoana și... Ea apare numai în ediție online, revista? Nu. Apare o dată de două luni. De două ori pe an, deci bianuală. Deci nu, n-am nimica, este o revistă cum de cultură. Poate ea, ca să scoți o revistă, trebuie să ai vânzare la ea, cum apare? Nu, doamnă, de desubtul ăsta nu mai știu, nu mă bag, nu sunt, v-am spus, nu încerc să caut bulendări să le spun, nu. Eu atât am avut ce am avut de spus și spun oriunde și când mă întreabă cineva. Este vorba de acest monument istoric al neamului românesc, al romașcanilor. Este Casa Vasile Ioachim, pe care, încă o dată, ne-am zbătut, am luptat pentru ea să o vedem și să se restaureze și să fie ce este, să rămână în continuare simbolul Târgului Roman. Asta am dorit. Iar când cineva își arogă niște drepturi pe care nu le are, atunci sigur că sunt obligat ca romașcan să sar. Și asta am făcut. S-o întreb și în față ce e treaba cu Radu Melidon. Ziceți, Oleacă, dumneavoastră de unde ați aflat? Poate nu e adevărat chestiunea că vrea acolo sediu și vrea... De unde știți? Ați discutat cu domnul primar? N-am discutat cu nimeni, asta eu le-am înțeles, nu sunt de doi și nici la grădiniță. Deci mai cercetez și eu, mai umblu prin arhive, mai văd, mai aud cu unul, vorbesc cu un profesor, mai vorbesc cu un orășan, mai vorbesc cu oamenii de cultura Târgului Roman. Și opinia, deci nu sunt chiar trecut. Opinia celor cu care ați discutat, care toți este? Toți au spus că n-are ce căuta acolo. Ca ONG. Din același deci ca ONG, nu ca din același ONG. Că lucrează acolo foarte bine, dar să nu amestece raportul de bibliotecar cu raportul de ONG. Punct. Și nici birou ONG în cadrul bibliotecii. În spațiu public. În spațiu public. În spațiu public cu... Deci asta am spus, nu altceva, n-am nimic. Dacă avea de literatură și artă și putere, da, foarte frumos, este deosebit. Dar acasă, nu acolo. Acasă sau într-un loc în care îl închiriază? Să-și cumpere și să facă, să primească din... Uite, surse. Poate în Casa de Cultură mai sunt spații care pot fi închiriate, ca aici se plătește. Cum am închiriat și noi. Da. Eu dacă am avut nevoie de anticariat, când mi-am făcut anticariat, m-am dus și am plătit la EGCL și mi-am făcut locul. Mă rog, era mai mare, pe urmă m-am restrâns în funcție de până l-a desființat, nu? Până l-am desființat, că așa s-a dorit. Pentru că s-a scos întreg spațiul la vânzare ca spațiu comercial, nu ca spațiu de cultură. Pentru că erau cu totul alte prețuri, alte, și puteam și eu să-l cumpăr. Nu s-a dorit, mă rog, bine, nu fac, ți-am spus, nu fac procese de intenții. Anticariat nici nu se putea trăi acolo. Păi n-ai, să știe foarte... Și eu am vrut într-adevăr anticariat, nu buchinism. E o mică mare diferență. Adică numai carte sau eu am vrut totul și cu restaurare și cu opere de artă și așa am vrut anticariatul, dar mă rog, orașul nu era dezvoltat pentru asemenea ținută și asemenea
Și totuși în roman mai există un anticariat. Puținism ăla nu e anticariat, este da. Puținism, care adică diferența? E de carte. Păi este vânzare, comercializare de carte. Ăla nu e anticariat, impropriu, anticărie. Problema anticariatului este înglobarea tuturor, adică obiecte, valori, restaurări, cercetare, îndrumare, cotru și etc. Asta înseamnă anticărie. Iar buchinistul e ăla care vinde cărți pe stradă și îi vedești prin târguri și prin... La gura de metrou. La gura de metrou. La gura de metrou. La gura de da. Metrou. Sunt văzători de carte sau buchiniște. Apropo de acest lucru, devie mă leacă de la... Da, domnul, orice. Sunt la dispoziția domniei voastre. Da, de la discuția noastră. Iată un proiect care mi s-a părut interesant. Mi l-a povestit nepoata mea. A venit foarte, foarte încântată. Ea acum învață la liceul Octav Băncelă din Iași și a venit într-o zi cu o carte care avea în ea o mică anotare, ceea ce mi s-a părut interesant, de genul citește și dăruiește mai departe. Mi s-a părut de o generozitate extraordinară. Da, este l-a găsit, l-a găsit în, ea l-a găsit în tramvai, a găsit cartea în tramvai, a citit-o, s-a semnat acolo și la rândul ei a lăsat cartea am în altă întâlnit, parte. Am întâlnit asemenea lucru, vă spun ce inițiativa. Și în porturi și în aeroporturi internaționale. Deci asta de înseamnă lume. Că e, este, este în pe toate continentele. Am găsit și în Australia, am găsit și în America de Sud, și în America de Nord, și în Centrală, și în Africa de Sud. Este un mod și în, interesant. În aeroporturi, în general, sunt citește și merge cu avionul, o citește și la capătul destinației o lasă, semnează că a citit-o și de acolo pleacă. O ia altul, mă rog, etc. Da. Chiar sunt lucruri deosebite și așa se face publicitate. Da. Iată, am putea să împrumutăm. Păi știți că publicitatea este foarte scumpă și atunci publicitatea asta este foarte ieftină. Deci, și mai mare prindere dacă tot vorbim, priză la dacă la tot public. Vorbim de adecvare și inadecvare, un asemenea proiect este adecvat sau inadecvat al actorului de cultură? Acesta este adecvat, dă mai tare. Este adecvat. E cultură, doamne. Acum nu, să nu fie reviste porno sau de trebuie, să fie cu într-adevăr de cultură. Și în special sunt, da, și vedeți că fiecare scriere sau ce este, este în mai multe, deci este bilingvă. Sunt mai multe limbi traduse cu acuratețea respectivă și persoana care este la sfârșit, vă spun la sfârșit, au pagini în care stipulează de unde țara, originea și cine și capacitatea de înțelegere a persoanei respective. Și își dau autograful și așa se găsesc pe aceste cărți personalități ale culturii și oameni deosebiți. Bun, întrebarea e acum cine și cât mai citește? Doamnă, vă spun cinstit, lume, 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 citește, sunt oameni care citesc, avem elite, să nu ne fie frică că nu avem oameni de cultură, avem, doamnă, că marea majoritate interesează altceva, viața de pe azi pe mâine, asta e treaba lor, dar oamenii care iubesc cultura, ăia trăiesc, doamnă, ăia să hrănesc cu cultura. Le trebuie puțin. Nu sunt de ea. Eu am avut o vorbă și de la Petre Țuțea, Dumnezeu să-l ierte, care îmi spunea mon cher. Toată lumea are o gură și restul e praf, mon cher. Praf. N-am înțeles atunci, dar după aceea mi-am dat seama cât adevăr are. Și pe urmă mi-a spus, nu cultura fuge după oameni, ci oamenii după cultură. Dar mai fug oamenii fug, astăzi de fug, cultură sau fug, câți nu, din oameni fug, mai fug o să azi? Vedeți, nu-i pentru, ca și în mulți veniți puțin aleși, toți îți, dar nu toți îți cu har, așa și asta, avem elitele, nu toți iubesc cultura, cartea și asta, dar care o iubesc, își dau și ultima bucățică ca să pună mâna pe carte.
Haideți să revenim la subiectul nostru, aceea inadecvarea în cultură. Apreciați cu ceea ce dumneavoastră știți despre ce se întâmplă în acest dulce târg romanului. Dumneavoastră sunteți unul din cei care nu lipsiți niciodată de la activitățile culturale. Ați mai putea aprecia că au mai existat și alte momente de inadecvare culturală despre acest fenomen pe care îl discutăm? Da. Da, da. Au fost foarte mult. Dați-mi câteva exemple și vreau să știu dacă și atunci ați avut tot timpul am avut această atitudine, această atitudine la fel de belitoasă. Da, doamna, am avut-o, vă spun, cu ani de zile în urmă, eram copil, când pe scena acestui teatru de cultură, la Casa de Cultură, a venit Adrian Păunescu cu acea flacăra. Dar înaintea lor erau cei de la grupul Song, venit cu migale. Și i-a scos afară, doamnă. Era ger, era noaptea de Crăciun, nu, cu o zi înainte de Crăciun. Și i-a scos afară aici pe ei ca să facă... Aici a fost inadecvarea gestului, dar nu putem vorbi de Marle Poiet. Bun, a fost și da, avea dreptul să facă lucrul ăsta. Bine, atunci... Păi vedeți, m-ați întrebat, v-am dat un exemplu. O concluzie că se termină emisiunea acum. Deci, încă o dată, ce considerați a cuprinde acest concept de inadecvare în cultură? Mai multă modestie, doamnă. Deci modestia. Cu cât ești mai modest, cu atât. Cine gradul a fost, de cultură este mai mare. Cine a fost mai vinovat? Cel care a promovat un om care nu se ridica la cerințele și la așteptările dumneavoastră sau persoana ridicată în slăbi? Persoana ridicată în slăbi cu un anumit interes. Punct. Da, stimați telespectatori, iată o temă de dezbatere care rămâne deschisă, o fi având dreptate domnul Dan Dimitriu, la rămâne să apreciați dumneavoastră. Să vă tragă mulțumesc concluzia. Pentru prezența în emisiune. Iar dacă eu am greșit, tot public vin și îmi cer iertare, că nu mi-e rușine. Dacă am greșit. Dar sunt ferm convins că eu nu am greșit. Vă mulțumesc, stimați telespectatori, pentru interesul care suntem siguri că ne-ați urmărit. Iată o emisiune care sunt sigură că va stârni multe comentarii. O zi bună! Săruminile!